Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre un subiect sensibil. De ce românul vrea neapărat motor diesel? Trei motive. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Marea dilema a românului după celebrul scandal Dieselgate din anul 2015 privește cele două motoare, diesel sau benzină. Cu toții știm puterea și cuplul pe care îl poate dezvolta un diesel sau cu toții știm cât de fiabile sunt motoarele pe benzină. Însă, ce urmează să alegem în viitorul apropiat? Războiul declanșat împotriva motorului diesel parcă are rolul de a număra zilele propulsorului, ce s-a dovedit a fi revoluționar de-a lungul timpului. Însă, real vorbind, care sunt de fapt adevăratele avantaje ale propulsorului diesel, ori care sunt dezavantajele acestuia? Dacă unii dintre noi abordează varianta hybrid sau 100% electrică, datorită facilităților oferite de programele de reducere a poluării ce ating chiar și 10.000 de euro și care conferă posibilitatea încărcării gratuite în mai multe zone din București, alții nici măcar nu vor să audă de propulsoarele sub 1,6 litri, considerându-le niște prostii fără pereche. Așadar, trăgând linie între vechea și noua tehnologie, ce preferă cu adevărat românul și de ce vrea neapărat diesel? Un prim motiv ar fi un consum redus de carburant cu bani puțini. Într-adevăr, ca orice om, dorim ca deplasarea la sau de la locul de muncă și în multe alte situații să se facă în cel mai rapid și ieftin mod posibil. Însă, toate acestea implică și costuri. Potrivit statisticilor, românii doresc și aleg de cele mai multe ori propulsoare pe motorină, cu toate riscurile asumate, bineînțeles, întrucât consumul cu greu sare peste 6%. Fiind educați după metehnele comuniste, majoritatea românilor sunt fixați pe anumite tehnologii, fără să accepte alte oportunități. La fel se întâmplă și în cazul autovehiculelor. Aceștia refuză cu desăvârșire noile tehnologii, în mod special din lipsă de informație, de unde încarc, cât costă mentenanța unui astfel de sistem, etc. Un al doilea motiv este cuplul și puterea. Cu toții știm că propulsoarele de astăzi, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, pot furniza mai mult cuplu și putere decât vechile dieseluri. Însă, cuplul pe care îl are mașina unui om din ultimul cătun, în opinia lui, clar nu se compară cu nimic. Din acest motiv, ajunge ca vorba să se perpetueze, iar mașinile pe benzină sau chiar hibrid să fie clasate sub bătrânul pe motorină. Un al treilea motiv este să nu se facă de râs. În prezent, din cauza educației neadecvate, în momentul în care ieși din tipar, ești situat într-o sferă a rușinii și a incompetenței, în ciuda faptului că decizia ta este foarte probabil să fie mai bună. Din acest motiv, deși ar vrea să evadeze din sfera rușinii, majoritatea dintre noi preferă să aleagă aceeași mașină ca a vecinului, sau ca a rudelor, sau ca a colegilor de la muncă, doar să nu se facă de râs în fața acestora. E bine, dacă și tu știi un alt motiv pentru care românul vrea neapărat motor diesel, te invităm să ne-l spui în secțiunea de comentarii. Nu uita să ne dai un like la acest video și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!